Exponatul lunii august la Vivară Bacău este pescărușul japonez, l-o Primii pescăruși japonezi au fost crescuți în Orientul îndepărtat. Creșterea lor în captivitate este cunoscută de acum câteva secole, dar adevărata lor origine a fost întotdeauna controversată. Cum sugerează numele lui științific, pescărușul japonez este una dintre puținele specii de cinteze domesticite. Aceștia sunt de fapt un fel de ciudățenii ale naturii, din cauza că formează o rasă hibridă, Fiind obținuți prin încrucișarea două specii, manichinul cu ada ascuțită și cinteza vărgată și nu sunt găsiți în sălbăticii. Se crede că scopul inițial în spatele perfecționării pescărușului japonez a fost dezvoltarea unei rase de păsări care să fie folosită în adoptarea și creșterea altor specii mai dificile de cinteze. Dimorfismul sexual al pescărușilor japonezi este aproape inexistent, deși poate fi stabilit cu acuratețe în două moduri, în funcție de cântec și în funcție de comportament. La această specie doar masculul cântă femela nu. Masculul de pescăru japonez va începe să emită o serie de triuri specifice pentru a atrage femelele. După împerecherea propriu-zisă, femela depune zilnic câte un ou, totalizând între 3 și 8 ou. Perioada de incubație are o durată cuprinsă între 11 și 14 zile, iar puii eclozează de regulă la o distanță de 2-3 zile. În tot acest timp, atât femela cât și masculul se vor ocupa de clocerea ouălor. Puii de pescăruși japonezi vin pe lume coloașori, însă chiar dacă par neajutorați, micuții nu au nevoie de alt ajutor decât de cel oferit de către părinții lor, care îi îngrijesc și îi hrănesc până când sunt pregătiți să părăsească cuibul. Fenomen care are loc la 14-18 zile după eclozare. În cazul în care pescărușii japonezi vor folosi ca părinți adoptive a altor rase. Zilele de eclozare a ouălor sau a puilor adoptați ar trebui să fie cât mai apropiate de zilele de eclozare ale propriilor pui. Aceștia sunt părinți de votați iar dacă timpul înțărcării puilor adoptivi, de de timpul înțărcării propriilor pui, aceștia nu îi vor alunga sau părăsi. și japonești nu au un sezon de înmulțire și se vor înmulți în orice perioadă a anului.